Bine, ați venit la ora poveștilor. Astăzi vom citi o poveste de Olesia Tavadze și ilustrată frumos de Evgenii Ivanov. Povestea celor doi prieteni, Bursonsul și Pascualina. Într-o cușcă trăiau doi câini, un câine mare și o cățelușă. Câinele mare era negru, el se numea Bursonsul. Cățelușa era albă, ea se numea Pascualina. Bursonsul avea coada neagră și stufoasă, cu o pată mare albă. Pascualina avea codița scurtă și albă, cu o pată mică neagră. Bursonsul avea urechi lungi ce atârnau, iar Pascualina avea urechi mici. Câinii nu semănau cu niciun alt câine, poate de aceea aveau nume atât de ciudate. Câinii, când se jucau, Bursonsul sărea peste Pascualina, iar Pascualina alerga pe sub Bursonsul. Iar când câinii se duceau la plimbare în pădure, Bursonsul se ascundea între copaci, iar Pascualina se ascundea în iarbă. Dacă se întâlneau cu ursul în pădure, Bursonsul alunga ursul. Dacă dădeau de o vizuină de vulpi, Pascualina se strecura în ea și forța vulpea să iasă. Noaptea, Bursonsul dormea pe un covor mare, colorat, iar Pascualina dormea lângă el pe o piernă colorată. Când era foarte frig, câinii se cuibăreau și se încălzeau cu propriei răsuflare. În fiecare zi, Bursonsul ronțăia un os mare din farfuria lui mare, iar Pascualina mânca o bucățică de carne din farfurioara ei. Cei doi câini erau prieteni foarte buni, dar într-o zi se întâmplă ceva îngrozitor. Pascualina fură osul gustos din farfurie lui Bursonsul. Bursonsul fu uimit, dar se enervă. O mușcă pe Pascualina de ureche. Pascualina plânse amarnic. Plânsetele ei umplură toată casa. Lui Bursonsul îi păru rău pentru Pascualina, dar fu în continuare nervos. În noaptea aceea se duse la culcare departe de Pascualina. În ziua următoare, Bursonsul și Pascualina nu se jucară în iarbă. Nu se mai duseseră nici în pădure. Pascualina nu alergă pe sub Bursonsul și Bursonsul nu sări peste Pascualina. Fură atât de supărați! Deodată, Bursonsul împinse farfuria cu osul mare către Pascualina. Ea dădu fericită din codiță. Bursonsul sări peste Pascualina și dădu din coadă. De ce? Pentru că fiecare câine din lume, mare sau mic, negru sau alb, cu codița lungă sau cu codița scurtă, are nevoie de un prieten. Și astfel, Bursonsul cel mare și negru și Pascualina cea mică și albă alergară înapoi în pădure și se jucară toată ziulica. Ați ascultat povestea celor doi prieteni, Bursonsul și Pascualina. Mulțumim frumos!